Calendarul examenului de bacalaureat a fost aprobat prin ordin al Ministerului Educației și Cercetării. Prima probă, cea la limba și literatura română, urmând să aibă loc în 22 iunie, informează un comunicat remis presei de către minister. Înscrierile sunt programate în perioada 3-10 iunie, iar între 11 și 17 iunie, echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale. Elevii din partea minorităților naționale vor susține în 23 iunie proba la limba și literatura maternă, proba scrisă, pentru ca în 24 iunie să aibă loc proba obligatorie a profilului, tot proba scrisă, iar în 25 iunie proba la alegere a profilului și a specializării, proba scrisă. Rezultatele vor fi afișate în 30 iunie până la ora 12. Contestațiile vor putea fi depuse tot pe 30 iunie în intervalul orar 16-20 și pe 1 iulie între 8 și 12. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate în 5 iulie. Potrivit comunicatului de presă, ordinul de ministru urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. În contextul epidemiologic actual, conform ordinului, se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați, proveniți din seria curentă ori din seriile anterioare. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi centru de examen sunt următoarele. Organizarea sălilor de examen să se realizeze astfel încât în fiecare candidații să fie repartizați la o distanță de minim 2 metri unul față de celălalt, stânga, dreapta, față, spate. Sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află de regulă în aceeași clădire, iar sălile să dețină sisteme de supraveghere audio-video. Centrele de examen care îndeplinesc condițiile enumerate și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora, vor fi nominalizate până în 8 iunie. Potrivit Ministerului, centrele zonale de evaluare se organizează pentru cel puțin 500 de candidați și cel mult 1000.